CSM Târgu Viștea a jucat poate cel mai bun basket din acest sezon. Cu toate acestea, valoarea moscovitelor s-a văzut în special în momentele cheie ale disputei pe care au tranșat-o în sfertul 3. Târgu Viștea a început perfect meciul de la Moscova cu aruncări de 3 puncte reușite de Stoienescu și Gabi Mărginean. Apărarea a fost asigurată de pivoții Ivan Kamatici și Andreea Huțanu, care au recuperat fiecare câte 8 baloane. Celălalt pivot, Xenia Ticonenko, a jucat 20 de minute și a marcat 8 puncte. Gillian Robbins nu a putut fi folosit în capitala Rusiei. După un prim sfert entuziasmant câștigat la 4 puncte, a urmat pauza mare, la cabine intrându-se la egalitate. De la gazde moldoveanca Natalia Vieru a prestat un joc defensiv excelent în cele 33 de minute petrecute pe teren. La CSM, coordonatorul Matei Agevon a fost aproape să obțină titlul de MVP cu cele 22 de puncte marcate. În ciuda jocului bun afișat, municipalul a pierdut sfertul 3 la o diferență de 12 puncte. Cu toate acestea, diferența a fost micșurată în ultimul act, care a aparținut româncelor. S-a terminat în 91-84 pentru Spartak Moscova. Echipa lui Pocky Chatman va veni vineri la Târgoviște ca mare favorită. În orice caz, vom avea parte de un regal basketbalistic.